nu știu, sunt sigură că o să ne distrăm extraordinar de frumos în următoarea oră, aici, la zilele cetății Făgăraș. Bun, dar înainte de asta, mai ținem un pic suspansul? Nu mă mai ascultă nimeni, e clar, la Făgăraș nu mă mai ascultă nimeni. Ce ziceți acolo? Nu vă aud. Dar nu suficient de tare cât să o convingeți să urce pe scenă. Glumesc. Trebuie să mai spun eu două, trei vorbe așa înainte, pentru că sunteți mulți acum aici și trebuie să știți cu toții cam ce mai putem face mâine în cadrul acestui festival numit Zilele Cetății Făgăraș, da? Pentru că festivalul nu înseamnă doar evenimentele de pe scenă, și înseamnă și foarte, foarte multe evenimente ce au avut loc în interiorul cetății, da? Așadar, să știți că mâine dimineață cei mici sunt așteptați la o piesă de teatru. Piesa se numește Cei trei purceluși. Mâine seară va fi aia, la cetatea Făgăraș. Mâine dimineață veți avea un film, o proiecție pentru copii, de la ora 11 și 30 de minute, tot în cetatea Făgăraș, un zâmbet de soare, un film pentru copii. Și mâine sperăm să iasă soarele și mai mult. Și acum eu zic că ar trebui să mă ajutați mult de tot, mult de tot, ok? Haideți să facem un exercițiu. Reușiți să strigați Delia până când va urca pe scenă? Testăm lucrul ăsta? Să vă aud! Binișor. Dar nu suficient de bine? Se poate și mai tare?